Inspectoratul Școlar Județean Timiș nu a primit încă niciun document oficial legat de bacalaureatul profesional aprobat în urmă cu o săptămână în Senat. Reprezentanții SJ Timiș se așteaptă ca în zilele următoare să afle mai multe detalii cu privire la acest aspect. Bac profesional va exista. Știm că săptămâna trecută, dacă bine țin minte, Senatul a aprobat acest bacalaureat. Până în momentul de față, un document oficial nu a sosit la inspectoratul școlar, dar este o chestie de câteva zile să aflăm amănunte în legătură cu acest bacalaureat. În privința bacalaureatului clasic, nu există modificări majore. Examenul maturității se va organiza cam la fel ca și în anii trecuți, cu câteva excepții însă. Câteva modificări sunt cele legate de calendarul examenului. Afișarea rezultatelor se va face până în ora 12. O altă modificare îmbucurătoare pentru o mare parte a candidaților la examenul de bacalaureat ține de materia care le-a dat cea mai mare bătaie de cap, acestora, matematica. Și la bacalaureatul tradițional se merge în linii mari pe varianta veche. Niște transformări au avut loc în calendarul bacalaureatului și în modul de afișare a rezultatelor, respectiv la acea materie care a fost durerea cea mai mare, vorbim de matematica dată de elevi de la învățământul tehnologic, se va căuta ca să se aplice o programă mai ușoară și mai accesibilă pentru acești copii, care într-o bună parte au intrat la liceu undeva în jurul mediei 5, dacă nu chiar mai puțin, și eu spun că este binevenită această schimbare. Prin urmare, a apărut cea de-a patra programă de matematică de BAC. În afară de programele pentru cei de la profilele Mate Info, Științe ale Naturii și Psihologic, s-a introdus și M-Tehnologic pentru elevii care urmează profile tehnologice. În acest context, cei care fac doar 2 ore de matematică pe săptămână pot răsufla ușurați, deoarece subiectele de BAC vor fi mult mai facile în anul 2013.